Nu vă ce am de făcut. Uite să... Trei polițiști de frontieră, Daniela, Dumitru și Laurențiu, din cadrul sectorului de poliție de frontieră Drobeta-Turnu-Severin, au dat dovadă de profesionalism și omenie. Cei trei se aflau în misiune și au observat în dreptul localității Cozla, pe marginea drumului, un autoturism de sub capota căruia ieșeau flăcări. Aceștia s-au apropiat de locul producerii evenimentului, unde au observat o persoană care avea nevoie de ajutor. După ce s-au asigurat că se află în afara oricărui pericol, au apelat numărul unic de urgență 111, explicând situația de la fața locului. Totodată a fost solicitat o ambulanță, transmit reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara.